Salutare, bine v-am găsit la Scurt pe 3, unde subsemnatul Valentin Bardeanu, împreună cu Gabi Muntean și Alex Chiriac, urmează să disecăm o știre din actualitatea recentă. Știrea este că Raed Arafat a lansat sâmbătă un apel la mass media, în special la televiziuni, să nu mai promoveze persoane care pledează împotriva vaccinării. El a spus, acum, cu tot respectul pentru libertatea de exprimare, aș tăia microfonul. Trebuie oprit microfonul tuturor celor care îndeamnă lumea să nu se vaccineze, a declarat Arafat. Și vineri, medicul Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a avut o altă pledoarie similară și le-a propus românilor un exercițiu de imaginație. Imaginați-vă, a spus el, că acești oameni sunt îmbrăcați în halat de chirurg, cu bisturiul în mână. I-ați lăsat să vă opereze, să vă opereze copilul? Gabi, noi, românii, avem o istorie lungă cu cenzura după anii pe care i-am petrecut în comunism. Nu ar fi trebuit să fie o lecție deja învățată de orice slujitor al statului român asta cu libertatea de exprimare? Da. După 32 de ani, de acum în decembrie se aniversează din nou, se comemorează de fapt Revoluția, încă avem aceste apucături comunistoide la diversi slujitori ai statului. Și asta spune multe, mai ales faptul că statul comunist nu diferă foarte mult de orice altă formă de stat național. Și uite, în decembrie oamenii au murit pentru libertatea de exprimare. Și acum un secretar de stat își permite să readucă în discuție cenzura. Asta după ce și în Europa am avut cazul revistei Charlie Hebdo, în care avem informații ofensatoare pentru o anumită parte a locuitorilor acestui continent și totuși, în mare parte, în marea majoritate, cultura europeană și locuitorii acestui continent s-au unit și au strigat jos lui Charlie în momentele acelea. Avem de asemenea și teoria libertariană legată de libertatea de exprimare. Există o diferență între cel care spune ceva și cel care acționează, având în minte informația respectivă. Consecințele pe care le suferă trebuie să le suporte persoana care acționează, nu cel care diseminează informația, oricare ar fi ea, oricât de ofensatoare ar fi. Avem așa, de exemplu, cazul bombei atomice lansate asupra orașului Hiroshima, în al doilea mondial, și multe persoane, multe ziare au dat vina pe Einstein, din cauza că el a inventat formula și a lansat această informație în spațiul public și uite ce se întâmplă. Lucru care e total nefiresc. Și avem de asemenea, zicem, cruciadele. Mulți dau vina pe Hristos pentru asta. Dom'le, stai așa. Una e ce spune Hristos, una ce fac unii care în numele lui Hristos acționează cum acționează. Da? E o diferență de la cer și la pământ între cele două acțiuni. Deci cenzura în niciun caz nu contribuie la o societate mai bună, nu așa protejezi oamenii prin ascunderea de informații, iar încrederea nu se câștigă, de exemplu, Arafat vrea ca el să câștige inimile oamenilor, da? Nu, încrederea nu se câștigă cu ascunderea și cenzurarea celelalte părți. El consideră că ideile lui sunt așa de bune încât e nevoie de cenzură pentru a câștiga inimile oamenilor, ceea ce e total fals. Da, Alex, dar totuși mor oameni. N-ar trebui să facem ceva? Nu neapărat o lege, dar uite, să închidem microfonul. Păi, Vali, domnul Arafat, dacă este medic, cum ai zis, trebuie să stea în halat. Da? Arafat în halat. Nu ca manager, ci totuși noi nu vrem să-i închidem microfonul. Da? Ok, hai să zicem că îi dăm dreptate.
Sunt oameni care nu se pricep, de ce să-și dea cu părerea? Oamenii care nu se pricep ar trebui să aibă o reputație slabă și să nu-i asculte nimeni, cum ar trebui să nu-i asculte pe Hiricheș sau pe Jurma, nu mai știu cum îl cheamă, care, în fine, ei spun doar ce interesează pe ei. Să zicem că medicii au dreptate. Noi nu ne substituim medicilor. Noi nu zicem ca oamenii să facă sau să nu facă. Noi suntem doar pro-libertate și contra impunerilor. Eu mă reprezint pe mine și drepturile mele naturale și fundamentale notate în Constituție. Da? Dacă tot e să cenzurăm, atunci ar trebui să cenzurăm și tot felul de componente culturale din România. Ai tot felul de cântece despre alcool, bunui vinul Gheorghiuliu, ai cântece despre furt, caii când se fură noaptea pe fulgerătură și până la urmă și imnul nostru. Zice, deșteaptă-te române din semnul cel de moarte în care te adânciră barbarii de tirani. Păi, despre cine e vorba aici? Poate că sunt fake news, poate nu ne împilează nimeni. Ok. Ce mă interesează pe mine din imn este că vrem viață în libertate, ori moarte, strigau toți. Da, exact. That's it. Exact. Mai clar de atâta nu se poate. Poate domnul Arafat vrea să închidă microfonul și imnului. Problema, de fapt, așa cum a spus și Gabi, este una încrederii. Și anume, atunci când autoritățile reduc accesul la informație, ele, în fapt, nu au încredere în capacitatea cetățeanului de a alege. Ei, de fapt, oamenii publici, vor să restricționeze libertatea, tot așa cum un fermier ar restricționa libertatea de mișcare a vacilor atunci când vrea să le îndrepte către abator. Întrebarea pe care ar trebui să ne punem cu toții, dincolo de discuțiile astea despre COVID și Arafat și închideri de microfon și not, este de ce nu vrea Arafat să fiți liberi? De ce nu are Arafat încredere în voi?